Pacea Domnului! Probabil ați văzut că am pregătit câteva lucruri aici. Sunt sigur că nu le vedeți așa bine, însă veți avea ocazia unii dintre dumneavoastră nu numai să le vedeți, ci să le și veți în mână și să le luați acasă. O să vă spun imediat despre ce e vorba. Am văzut că unii dintre dumneavoastră zâmbiți. De ce zâmbiți? de bucurie. Am văzut că alții nu zâmbiți. De ce nu zâmbiți? Și ei care nu zâmbesc nu răspund. Deci nici ei nu știu de ce nu zâmbesc. Nu au de ce să zâmbească. Asta e rău. E rău. Nu cred că Există cineva care nu are de ce să zâmbească. Dar o să vedem pe parcurs. Suntem încă la începutul anului 2015. A trecut un pic mai mult de o săptămână de când am intrat în anul 2015. Și pentru că la începutul oricărui lucru sau la începutul oricărui drum, ca să existe un final fericit, ca să existe un final victorios, trebuie să avem un plan bine făcut. Trebuie să știm pașii pe care vrem să-i urmăm. Așa că, în continuare, va trebui să ne punem câteva ținte, câteva idealuri, să pornim la drum cu câteva idei în minte, ca acest final să fie unul fericit, să fie un happy end. Pe parcursul acestei predici, vă voi pune întrebări. Și vă rog că atunci când știți răspunsul să ridicați mâna. Eu o să numesc pe cineva, nu știu pe cine, pe cine văd primul sau pe cine vreau eu. Și dacă răspunsul va fi corect, va putea să vină în față să și aleagă un premiu dintre cele de aici. Sunt toate diferite, toate premiile sunt diferite, așa că cu cât veți răspunde mai devreme, cu atât veți avea o varietate mai mare de unde să vă alegeți. Dacă cineva răspunde fără să ridice mâna, a răspuns degeaba. Și cine a, ridis, a ridicat mâna, poate să spună același lucru și vine și și ia premiul. După ce a răspuns corect și eu, și o să veni să vă las premiul, eu o să continui să pun întrebări. Sau o să-mi continui predica, să puteți să veniți, nu e nicio problemă. Nu o să mă opresc, că vă văd că vă ridicați în picioare și veniți în partea asta. Dacă știți răspunsul întrebării, în timp ce sunteți pe drum, puteți să mergeți cu mâna ridicată, poate vă mai pun o dată și vă alegeți două premii ca să nu faceți două drumuri. Așa că trebuie să fiți atenți mereu, chiar și când sunteți cu spatele și plecați. În continuare, o să vă spun o poveste. O povestire, mai degrabă. Sau o istorie. Aș vrea să ridicați mâna atunci când vă dați seama. Despre cine este această povestire? Era odată o mamă și un tată care aveau trei copii. Știe cineva despre cine e vorba? Nu. Unul la mână. Nimeni n-a ridicat mâna. Doi la mână. La fiecare întrebare n-aveți voie să răspundeți decât o singură dată. Adică, dacă ați răspuns greșit, data viitoare răspunde altcineva. Chiar dacă apoi vă dați seama care e răspunsul corect, ați greșit, nu mai aveți voie să răspundeți. Așa că, data viitoare, poate nu vă mai grăbiți până nu sunteți siguri. Spuneam că erau o familie cu trei copii. Fratele cel mai mare, pe la vârsta de 5 ani, a început să fie învățat de tatăl său să cânte la pian. Știți cineva despre cine e vorba? Deci nimeni n-a ridicat mâna. Bun. Când cineva ridică mâna, dacă o să-l numesc, o să răspundă. Acest tată al său era muzician la Curtea Regală. Acum știți cineva despre cine e vorba? ridicați mâna, eu vă spun, eu vă numesc și după aia răspundeți. Deci asta e ordinea. Ridicați mâna și dacă eu vă numesc, răspundeți. De acum încolo nu mai există iertare. Răspunsul nu era corect oricum. A început să -l învețe să cânte la pian, acest tată care era muzician la curtea regală. Acest tată era mai degrabă cunoscut pentru abilitățile sale de a consuma alcool, decât pentru abilitățile sale de muzician. Astfel, această educație muzicală a copilului era una extrem de riguroasă și, în același timp, era foarte dură. Vecinii spun că, deseori, în timp ce copilul cânta la pian, se auzeau și plânsete. Încă nu vă să seama despre cine povestesc. Uh, da, cine e copilul? Corect, răspunsul este corect. Este vorba despre Ludwig van Beethoven. Poți să vii să-ți alegi un premiu? Chiar te rog, să vii să-ți alegi un premiu. Eu să vă o nu, eu pun întrebările în seara asta. <laughs> da? Nu, nu o, să rămâne, nu o să rămâneți fără niciun răspuns. Că nu s-a terminat povestirea. Trei întrebări au, care au fost trei întrebări, dar a fost aceeași întrebare de fiecare dată. A fost aceeași întrebare de fiecare dată. Despre cine e povestirea? Asta a fost singura întrebare. Nu au fost trei întrebări diferite. Pentru eu v-am întrebat dacă știți despre cine e povestirea. Bun. Nu vă grăbiți că o să aflați răspunsurile. Nu o să plecați fără să nu aflați răspunsurile. Este vorba, într-adevăr, copilul de 5 ani despre care vorbeam, despre Ludwig van Beethoven. Alte întrebare cu premiu. Cine știe la, la ce dată, data exactă când s-a născut Ludwig van Beethoven? Da, Data exactă, și luna și ziua. Bun. Nu, doar ziua și luna întrebiau. Însă dacă cineva ridica mâna și îmi spunea că nu știe, acesta era răspunsul corect. Se presupune că el s-a născut pe 16 decembrie 1770. De ce spun că se presupune? La vremea aceea, Copiii erau botezați în primele 24 de ore de viață, iar Ludwig van Beethoven a fost botezat pe 17 decembrie 1770. Și astfel se presupune că el a fost născut pe 16 decembrie. Însă nu există niciun act doveditor, niciun certificat de naștere, nimic care să ateste lucrul acesta. Se poate ca părinții lui atunci să fi putut să-l boteze. Așa că nu se știe dacă el s-a născut fix pe 16. Așa se presupune. Nu se știe însă, cu siguranță, data exactă. Bun, mergem mai departe cu istoria noastră. Spuneam că el a avut o educație extrem de, o extrem de dură, extrem de agresivă din partea tatălui său. Se spune chiar că el a fost și biciuit, pentru că nu cânta bine. El era bătut de fiecare dată când greșea, de fiecare dată când avea o ezitare la pian, el era pedepsit de către tatăl său. A fost închis în pivniță pentru ca să repete, n-a fost lăsat să doarmă nopții la rând pentru ca să repete la pian. Astfel, el a avut o copilărie extrem de grea. Ca și cum aceste lucruri nu erau de ajuns, când a crescut puțin mai mare, a fost nevoit să se lase de școală și să meargă să se angajeze pentru ca să își întrețină familia, să întrețină pe cei doi frați mai mici pe care avea, pentru că tatăl său fusese dat afară din cauza că era alcoolic. Și mai târziu, după ce el a avut o educație muzicală extrem de importantă pentru cariera lui, el a început să surzească. Ajunsese deja muzician și a ajuns să surzească. Întrebare cu premiu. La ce vârstă a început să surzească? El a început să surzească pe la 30 de ani. A, ah, nu v-am văzut, îmi pare rău. Uh, el a început să surzească pe la 30 de ani. Imaginați-vă ce poate fi mai rău pentru un muzician decât să surzească. E ca și cum ai fi un alergător de curse și n-ai mai avea picioare, ca și cum ai fi un cântăreț și n-ai mai avea limbă ca și cum ai fi un pictor și n-ai mai avea mâini, numai că sunt unii care pictează și ținând creionul sau pensul în gură, sunt sau cu picioarele. Oricum, ideea e că în acel moment el a fost într-o perioadă extrem de grea pentru, pentru vârsta sa. Însă, cu toate acestea, fix în acea perioadă, el a avut perioada de glorie. A avut perioada pe care oamenii au numit-o ciclul eroic. În acea perioadă în care el nu mai auzea, începuse să nu mai audă deloc, a scris cele mai multe opere din viața așa. El a scris așa. O operă, șase sinfonii, patru concerte solo, cinci vartete pentru coarde, șase sonate pentru coarde, șapte sonate pentru pian, 5 seturi de variațiuni pentru pian, 4 uverturi, patru triolete, două sextete și 72 de melodii. Întrebare cu premiu. Care e cifra tuturor, suma tuturor cifrelor pe care le-am spus? Nu știe nimeni. Dacă ridicați mâna și spuneați că nu știați, vă dea un premiu, că nici eu nu le-am calculat. Asta a fost o întrebare care mi-a venit acum. Astfel, chiar dacă această perioadă a sa a fost foarte grea, a fost foarte dificilă. El s-a încurajat și nu a mai avut nu are niciun rival care să fi scris în a, într un asemenea interval, adică la el acest, acest interval este între 1803 și 1812, în 9 ani să fi scris la fel de multe opere, să fi compus la fel de multe opere. Altă întrebare cu premiu. Cine știe când a murit Beethoven? Eu. Da, Bobo. 26 martie 1827. Corect. Poți să vii să-ți iei un premiu. El a murit pe 26 martie 1827. O întrebare mai simplă pentru, ma pentru matematicieni. Câți ani avea când a murit? Foarte simplu. 1827 minus 1770. Vă rog? 57 de ani, era în 1770. Nu. Nu. Corect. Poți să vii să te aleg. Avea 56 de ani. Că s-a născut în decembrie și a murit în martie. Încă nu împlinise. Era o întrebare capcană, într-adevăr. Încă nu împlinise 57 de ani. Spuneam la început că noi am pornit în acest an ca pe un traseu. Am pornit la un nou drum. Cu siguranță, pe parcursul acestui traseu, ne referim aici la 2015, vom întâlni multe obstacole. Poate unele dintre aceste obstacole vor fi cele mai mari temeri ale noastre, așa cum pentru un muzician este să nu mai audă. Numai că în toate aceste momente grele, aș vrea să ne amintim ce scrie în 1 Petru cu 4, 12 și 13. 1 Petru, capitolul 4, versetele 12 și 13. Aici spune așa. Prea nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Din potrivă, bucurați-vă, întrucât aveți parte de patimile lui Hristos ca să vă bucurați și să vă veseliți la arătarea slavei lui. Foarte interesant că aici nu scrie, preubiților, nu vă mirați de încercările peste care puteți să treceți foarte ușor, nu scrie nici nu vă mirați de ispitele pe care trebuie să le treceți singuri, scrie Bucurați-vă, nu vă mirați de încercarea de foc. Încercarea de foc înseamnă să nu mai auzi când ești muzician. Înseamnă o încercare foarte grea. De aceste încercări nu trebuie să ne mirăm că vor veni peste noi în acest drum al nostru în 2015. Și exact în acele momente trebuie să ne bucurăm întrucât și Hristos a trecut prin aceste lucruri și a suferit și trebuie să ne gândim, să ne bucurăm, să ne veselim la arătarea slavei lui. Acestea sunt lucrurile la care noi trebuie să ne gândim când în 2015 vor veni peste noi încercări grele. În continuare vom vorbi despre alt personaj, despre alt om. El este un sportiv, se numește Novak Djokovic. Probabil că ați auzit despre el. O să vă întreb ce este el, ce sport practică, dar fără premiu, cu siguranță știți prea mulți și nu o să am premiu să vă dau la toată lumea. Așa că puteți să răspundeți și fără să ridicați mâna. Ce este Novak Djokovic? Tenismen, tenismen corect. Este un tenismen. tenismen da, este liderul mondial. Tenismen. Bun. Când s-a născut? Cine știe când s-a născut Novak Djokovic poate să vină să-și aleagă un premiu. El s-a născut la 22 mai 1987. Altă întrebare cu premiu care este mult mai simplă, probabil unii o să știți, dar ridicați mâna, nu răspundeți înainte. Unde s-a născut? Te rog? Unde? Nu? Nu în Croația? Da? În Serbia. S-a născut în Serbia. El s-a apucat de tenis la patru ani. El deține un record. Cine știe să-mi spună ce record deține el? Pentru ce deține el un record? El deține recordul pentru cele mai multe meciuri câștigate la rând. În 2011 a câștigat 43 de meciuri la rând. Asta este recordul lui, pe care nu se știe când îl va lua cineva. Este cu adevărat un sportiv de succes. La 14 ani a fost triplu campion european, a câștigat și la simplu, și la dublu, și la echipe, în același an. El poate să fie un exemplu pentru noi. În ce direcție vreau să mă refer acum? De multe ori, atunci când ajungem în vârf, noi uităm de unde am plecat. Uităm că și cei de lângă noi sunt oameni, uităm că și noi am fost la același nivel cu cei de lângă noi și nu îi tratăm așa cum trebuie. În continuare, o să urmărim un filmuleț foarte scurt, ține un minut și 46 de secunde. Acțiunea se petrece în timpul unui meci de tenis de al lui, într-o pauză, era o veme proioasă și așa cum, dacă vă uitați la tenis, probabil că știți, acolo există copii de minge, există copii care țin prosoapele, există copii care țin umbrelele, atunci când, când plouă. Aș vrea să observați cum din sportivul numărul 1, tenismenul numărul 1, el ajunge poate chiar să fie omul Numărul 1. Ar vrea să urmărim în continuare filmulețul despre care vă povestesc. Acesta a fost filmulețul. S-ar putea să spuneți că el a făcut numai acest lucru numai pentru spectacol. Se poate, însă de ce alții nu l-au făcut? Poate spuneți că a făcut așa ca să atragă atenția asupra lui. De ce alții nu l-au făcut? Nu este cazul ca noi să judecăm de ce a făcut și de ce s-a comportat el. De ce l-a luat pe un copil? Pe care nici el nu-l cunoștea, și în loc să-l lase să-l țină în ploaie și să țină umbrela doar asupra lui, l-a așezat lângă el și a ținut el umbrela pentru amândoi. Poate că în acele momente și-a adus aminte de unde a plecat. Poate că la acele momente și-a adus aminte că și el cândva a stat în ploaie și ținea umbrela deasupra altui campion. Este un citat care spune singurul lucru necesar pentru ca răul să triumfe este ca oamenii buni să nu facă nimic. Încă o dată. Singurul lucru necesar ca răul să triumfe este ca oamenii buni să nu facă nimic. Foarte interesant. Nu spune că oamenii buni să facă lucruri rele. Spune ca pur și simplu să nu facă nimic. Acesta este singurul lucru pentru ca răul să triumfe. Întrebare cu premiu. Mâna sus, cine poate să-mi spună citatul pe care l-am spus eu mai înainte? Vă rog. Nu, să spună citatul pe care l-am spus eu mai înainte. Spuneți, vă rog. Corect. Vă rog să veniți să vă alegeți un premiu. Dacă o să-l țineți minte pe parcursul anului 2015, este un câștig și mai mare decât premiul pe care o să puteți să vi-l alegeți de aici. Pe acest traseu din acest an în care am pornit, s-ar putea să avem și reușite. S-ar putea să ajungem niște oameni extrem de importanți. Însă ar fi bine ca atunci când ajungem niște oameni importanți, să nu uităm de acolo de unde am plecat. Să nu uităm ce scrie în Marcu 9 cu 35. Dacă vrea cineva să fie cel din tâi, trebuie să fie cel mai de pe urmă din toți și slujitorul tuturor. Vă doresc tuturor să ajungeți primii în orice domeniu doriți dumneavoastră din lume. Vă doresc să aveți exemplu de multe reușite, mai multe decât v-ați planificat. Însă, chiar și atunci, e bine să ne aducem aminte ce scrie în Marcu 9 cu 35. Dacă vrea cineva să fie cel din tâi, trebuie să fie cel mai de pe urmă din toți și slujitorul tuturor. Sunt cuvintele Domnului Isus. Pasul numărul 3 din această seară va fi legat de o poză. Cristi, te rog să pui imagine. Mâna sus, cine știe cum se numește această imagine? Vă dau un premiu, vă rog. Da, Corect, am pus eu greșit întrebarea. Puteți să veniți să vă luați un premiu, vă rog. Aș vrea să vă întreb altă întrebare. Cine știe cum a fost numită această poză de cel care a desenat-o? O să aflăm un pic mai târziu. Știe cineva cui este această operă? Tot pentru premiu. Da, poți să vii să te alegi un premiu. Mai sunt destule. Cândva, prin secolul, prin secolul al 15 lea într-un oraș mic din Germania, lângă Nuremberg, trăiau o familie în care erau 18 copii. 18 copii. Vă dați seama cât de greu le era părinților să-i crească, cât de greu le era părinților să le dea de mâncare. Tatăl era aurar. Chiar dacă aurar vine de la cuvântul aur și ne gândim că ar fi trebuit să aibă foarte mulți bani, el nu avea foarte mulți bani pentru că majoritatea timpului el și-l petrecea în mină căutând aur ca să aibă apoi ce să poată vinde și cu ce să facă negoți și schimburi. El muncea pe zi cam 18 ore pe zi din ce 18 copii pe care el îi avea, doi copii aveau planuri foarte mari pentru viitorul lor. Ei aveau nume asemănătoare. Unul se numea Albert, iar altul se numea Albrecht. Știind că tatăl lor niciodată nu va putea să îi susțină în școală, nu va avea banii necesari pentru ca ei să meargă la studii, ei au făcut următorul plan. Vom da cu banul, și acela dintre noi care va câștiga va merge la școală, iar celălalt va merge în mină să muncească pentru a-i plăti studiile câștigătorului. Astfel, într-o zi de duminică, când s-au întors de la biserică, au făcut lucrul acesta, au dat cu banul și Albert a fost cel care trebuia să meargă în mină. Și Albrecht a fost cel care trebuia să meargă la școală. Și el a mers la școală în Nuremberg. A mers la o școală de pictură. Acolo, bineînțeles, în scurt timp, profesorul lui și-au dat seama de talentul înnăscut pe care el îl avea și și-au dat interesul mai mult pentru ca el să poată urca în această profesie. Curând a ajuns să picteze, a ajuns să deseneze, a ajuns să facă opere care puteau să-i să-i asigure și un venit. După cei patru ani de școală, când el s-a întors acasă, la masă, cu toată familia, el a spus, dragul meu frate, Albert, acum este rândul ca tu să mergi la școală și eu voi munci pentru ca tu să-ți poți plăti studiile. La care Albert, cu capul plecat, și-a scos mâinile de sub masă, tremurând de, și-a zis, nu, este prea târziu pentru mine. Cât timp eu am lucrat patru ani în mină, nici măcar un deget de la mâini nu mi-a rămas care să nu fi fost rupt. Și datorită artritei, cu mâna, mâna dreaptă îmi așa de rău încât nici măcar un pahar nu pot să-l mai țin în minte. Dar în minte să mai pot trage o linie albă și dreaptă, o linie dreaptă pe o coală albă. Doar în acel moment, Dürer, așa cum este el cunoscut în lume, Albrecht, și-a dat seama de sacrificiul pe care fratele său l-a făcut. Și astfel, el a pictat această operă pe care a denumit-o Mâini. Aceasta fiind istoria din spatele, ei, din spatele ei. Ea se numește popular Mâini în rugăciune, dar Albrecht Dürer, autorul, l-a denumit O Mâini și l-a desenat Mâinile muncite ale fratelui său care se îndreaptă spre cer. Aș vrea să citim în continuare textul din Ioan 20 cu 27. Ioan, capitolul 20, cu versetul 27. Apoi a zis lui Toma, a dus degetul în coace și uită-te la mâinile mele și a dus mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Uită-te la mâinile mele. Pentru ca noi să putem să mergem la școala din ceruri, pentru ca noi să putem să lăsăm în urmă această lume unde nu avem nicio speranță, sunt două mâini care au fost sacrificate. Există două mâini care sunt dovada și plata pentru ca noi să putem să mergem în ceruri. Aș vrea ca în 2015 drumul pe care noi am pornit, să nu uităm că tot acest an a fost plătit extrem de scump. Ar vrea să prețuim fiecare clipă din acest an. Aș vrea să ne aducem de mâinile Domnului Isus, care așa vor rămâne pentru totdeauna, ele să ne facă să ne aducem aminte Că timpul pe care noi îl petrecem aici este extrem de important. Să nu ne batem joc de acest an. Al patrulea personaj și ultimul despre care vom vorbi în această seară este Derek Denmond. Încă mai am câteva premii. Cine știe cine a fost Derek Denmond sau cu ce s-a ocupat? Te rog. Corect, a fost un atlet. Poți să vii să-ți alegi un premiu. El a participat la Jocurile Olimpice în 1992 la cursa de 400 de metri. Era unul dintre favoriți. Când s-a dat startul, după 150 de metri, i s-a rupt un tendon la piciorul drept și astfel a căzut în dureri groaznice, fiind lăsat în urmă de ceilalți, continua, de ceilalți concurenți care și-au continuat drumul pentru a fi învingători. În timp ce medicii și targa alerga spre el, în mintea lui existau două variante, să mă dau bătut sau să continui. În dureri groaznice s-a ridicat și a început să sară într-un picior, să-și spre final. Însă în acele momente, atenția mulțimii a fost captată în altă direcție, acolo unde cineva se lupta cu paznicii, se lupta cu mulțimea ca să ajungă pe pistă. Era tatăl său. Reușind să scape de toți cei care vreau să-l oprească, a ajuns lângă fiul său, i-a luat mâna și a pus-o după umăr și a zis, Fiule, Vom termina cursa aceasta împreună. Și a continuat să-l susțină până aproape de finalul cursei, unde pentru câțiva metri i-a dat drumul ca fiul lui să poată termina cursa. A fost aclamat de toți cei 65.000 de spectatori, mult mai aclamat de cel care terminase primul acea cursă. Mult mai important decât că nu a terminat. Primul a fost că el a terminat. Aș vrea să citim ce scrie în Matei 28 cu 20. Matei 28 cu 20. Ai spune așa. Și învățați să păzească tot ce v-am poruncit și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. În cursa aceasta pe care noi am început-o, în acest an, 2015, s-ar putea să cădem. Și toți cei de lângă noi să-și continue drumul. Niciunul să nu rămână să ne ridice. Însă, noi avem un tată care oricând va fi dispus să lupte cu orice și cu oricine ca să vină lângă noi, să ne ridice și să ne ajute să terminăm această cursă. Niciodată el nu va renunța la noi. El va fi întotdeauna la urechea noastră și ne va spune, fiule, Fica mea, vom termina această cursă împreună. Vom reuși să trecem prin acest an împreună. Aș vrea ca aceste patru gânduri să ne călăuzească în 2015. Aș vrea ca la sfârșitul acestui an, dar mai mult decât atunci, aș vrea ca la sfârșitul vieții, cu toții să fim învingători și să ajungem în ceruri. Amém.